Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip din seria Little Arts and Crafts. Eu sunt Cristina și pentru că săptămâna aceasta a fost săptămâna mulțumirilor la Little Team, m-am gândit să facem și noi o felicitare și să mulțumim oricui vrem noi. Prima oară vom face câteva inimioare, așa că avem nevoie de hârtie colorată. Eu voi lua culoarea roșu, galben, poate niște verde și voi ce spuneți? Poate niște albastru. Okay. Pentru a face inimioara vom avea nevoie de un dreptunghi, așa că luăm, să spunem, începem cu culoarea albastru și îl împărțim în jumătate ca să avem un dreptunghi. Și apoi vom tăia acest pătrat. Și acesta va mai fi îndoit încă o dată, până avem un dreptunghi de dimensiunea asta. Mic, mic, mic. Îl tăiem aici în jumătate. Și din acest dreptunghi, care este atât de micuț, vom face inimile. Simplu. Deci am împăturit aici pe jumătate și ținem de îndoitură. Iar cu foarfeca vom face o inimioară. Și așa vom face cu toate culorile. După ce avem cele 6 inimioare decupate, vom avea nevoie de o hârtie lungă pe care să le lipim. Eu am ales una de culoarea verde. Aici vom pune o inimioară, tragem o linie și lăsăm un spațiu de 1 cm unde vom lipi fiecare inimă în parte. După ce am tras liniile, le vom îndoi acolo unde este linia, foarte puțin. Și acum vom lipi fiecare inimioară în parte. Și apoi luăm o foaie de hârtie, care va fi practic felicitarea noastră. O îndoim în jumătate și lipim aceste două părți. Și acum putem scrie un mesaj frumos pe fiecare inimă în parte sau chiar aici.